deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. S-a deschis poarta cerului. Dacă e poarta cerului, prezența Domnului să fie ori de câte ori vă adunați aici, să fie prezent Domnul. Cred ca Dumnezeu să binecuvânteze poarta cerului. Amin. Poarta cerului să fie veșnic deschisă. Și atunci când această poartă s-a deschis, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în locul Domnului, că știți că osteneala voastră, Domnul, nu este satanică. Amin. Amin. Pacea să fie pe zidurile tale și liniștea în capurile tale domnești, capă de rugăciune, poarta cerului. Toate nelor, tineritor, suite în carul tău de luptă, apără adevărul, tendenția și nebihănirea. Și dreapta ta să tărucească, binecuvântate, amin. Această biserică să tăiubiască până când Domnul Iisus Hristos va reveni. Amin. Ei vor fi poporul, iar eu voi fi Dumnezeu. Fraților, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie Duhul vostru. Amin. Este o mare bucurie și o mare onoare pentru mine să fiu la poarta cerului lor. Închinăm această casă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Consacrăm locul acesta pentru rugăciune. Și fie ca începând de astăzi toate rugăciunile care se vor face către Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos să fie ascultate. Amin. Amin. Consacrăm casa aceasta pentru glorificarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și fie ca toată lucrarea care se va face aici să înalțe cel mai înalt nume care există, numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Dedicăm lăcașul acesta pentru vestirea Evangheliei și mântuirea păcătoșilor. Și fie ca începând de astăzi, sute și mii de păcătoși să vină în locul acesta să obțină iertarea păcatelor și cetățenia cerească. Amin. Amin. Consacrăm această casă pentru oficierea actelor de cult. Cina Domnului, botezuri în apă, binecuvântări de copii, ungeri cu un de lemn ale bolnavilor, ordinari de lucrători pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și fie ca întotdeauna, când se vor oficia aici acte de cult, Dumnezeu să participe, să pecetuiască lucrarea oamenilor și să întărească ceea ce fac slujitorii săi. Amin. Amin. Consacrăm locul acesta ca un loc de pregătire a sufletelor pentru răpire. Și fie ca aici, în locul acesta, cei ce l-au primit pe Domnul Iisus Hristos să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul în văzduh. Fie ca toți care aparțin acestei biserici să aibă hainele albe în orice vreme, să fie plin de Duhul Sfânt, iar când Domnul nostru Iisus Hristos va veni, să iasă în întâmpinare și să-L urmeze, să meargă cu El în cer. Și dați-mi voie, înainte ca să ne rugăm Domnului, să fac și o urare. Obișnuiesc în asemenea situații să urez bisericilor care se deschid următoarele. Doresc, cât mai curând posibil, casa aceasta să fie neîncăpătoare. Amin. Amin. Să fie plină până la răpire. Iar după răpire să rămână goală. Amin. Să nu mai rămână nimeni aici. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl din cerului, Cel care ai grăit și ai spus că ochii și inima ta vor fi îndreptate și în locul unde odinioară s-a construit templul, fie și ochii tăi ațintiți întotdeauna spre locul acesta. Amin. Fie inima ta alături de inimile poporului ce a stat de aici. Fie puterea Duhului Tău cel Sfânt la lucru în toate vremurile. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru biserica aceasta. Mă rog ca și ceilalți slujitori care au făcut-o înainte, fă să crească biserica aceasta. Amin. Pentru că scopul ei, scopul pe care îl avem prin deschiderea ei,
este să atragem după voia ta pe cât mai mulți fii ai oamenilor la slavă. Și cât mai mulți oameni se capete mântuirea în locul acesta. De aceea, Doamne, te rugăm din toată inima, lasă un spirit evanghelistic peste această biserică. Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. În casa aceasta de rugăciune să-ți însoțești Evanghelia cu semne și minuni. Te rugăm în numele Domnului Iisus, fă-ne să auzim mărturii minunate ale lucrării tale. Pentru că locul acesta, Doamne, dorim să fie un loc în care locuiește numele Tău. N-am pornit lucrarea aceasta prin inițiativa omului, Doamne, ci lucrarea aceasta a pornit prin inițiativa Ta. De aceea, Doamne, onorează-ne, te rugăm în continuare cu Sfânta Ta prezență. Și ajută-ne, Tată Sfânt din ceruri, să stăm cu smerenie înaintea Ta, să înălțăm întotdeauna numele Tău și să înțelegem că avem întotdeauna trebuință de Tine. Stăm cu smerenie și te rugăm, te implorăm, Doamne, fie prezența Ta peste locul acesta, căci te rugăm în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin.